Gorjenii au solicitat insolvență în luna octombrie, iar jucătorii sunt neplătiți de mai multe luni. Pandurii Târgu Jiu se află într-o situație dezastruoasă, fiind aproape de retragerea din Liga 1, variantă lansată chiar de antrenorul echipei Petre Grigoraș. Lucrurile nu merg pe calea cea normală, strategia este alta decât cea pe care am discutat-o și în condițiile acestea este foarte greu să continuăm. Este foarte greu să conving jucătorii să mai rămână pe 1000 de euro. Mă aștept ca o mare parte dintre ei să plece și dacă se va întâmpla asta, nu voi mai rămâne nici eu în peisajul acesta. Odată ce moare performanța, nu am de ce să mai rămân, nu are rost. Eu am tot sperat că o să trecem împreună perioada asta de criză. Era de ajuns un salariu și cred că o duceam așa până la Crăciun. Nu poți să vii și să le zici la jucători că cine vrea 1000 de euro bine, cine nu, să plece. Vă dați seama care a fost reacția jucătorilor. Eu am stat pentru acești jucători. Probabil că în zilele următoare voi pleca și eu, a declarat Narcis Răducan la Digisport. Se pare că lucrurile sunt mult mai grave. Cei mai mulți dintre jucători se vor despărți de clubul din Târgu Jiu, astfel că Pandurii va fi nevoită să se prezinte la următorul meci cu copii.